Hai, salut băieții și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. În episodul de astăzi o să facem niște etichete ca admin și desigur, dacă mai vreți să mai vedeți episoade de genul, nu uitați să rupeți în două butoane de like și de subscribe, desigur, dacă sunteți noi pe canal. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă și să vedem ce probleme au oamenii. Derivive, repede, derivive, că vă se pare în roleplay aici. Ce s-a întâmplat aici? Alo, mă auziți? Da. Ce s-a întâmplat aici? Nimica. Păi și de ce ai făcut tichet? Se moare la roleplay. Colegii și pe ăsta, și pe ăsta, că e leșinat. Băi, cum ai murit? Explică și mie cum ai murit. Să-ți iau arma pe spate, pe spate, așa. Se face mare la roleplay, ce-a cacat cu mașina. Așa, ai vreo dovadă video? O, trebuie dovadă, sunt toți aici, deci... Bagă-mă mașina, n-auzi? Da. Am înțeles. Bine, frate, nu dă revive. Băi, ce s-a întâmplat mai aici? Poate să-mi explice și mie cineva? De ce a făcut băiatul ăsta tichet? Românește iar s-a dus în pulător, îl pliu că cineva a făcut tichet. Nu cine. Băi, dar vreau să știu de ce se trage parcarea asta dacă s-a făcut tichet. Se trage pentru că voi aveți arme, ce pus să trage. Nu, no, eu nici n-am tras, fii atent, pe mine am tras. Am tras eu? Eu am venit să văd ce se întâmplă, bă. Hai, părăsit zona aici, alo. Ce se trage aici? Pentru asta îți dă mafia, ca să știi băieți dacă se trage aici. Băi, vă rog frumos să vă calmați gurile, băi, vă rog să ceți, bă, liniște, liniște, lasă-mă puțin să vorbesc, te rog eu frumos. Ce s-a întâmplat aici, ce s-a făcut? Bă, okay, nu mai spune. Vorbiți mă unul peste altul, gata. Lasă-mă puțin, te rog, te rog frumos. Cât e ceasul? 11. Domnul de la Balas, cât e ceasul? 11. 11? Înseamnă că aici ai voie să faci ce vrei tu, ilegalitate. Da, și vreau să mai pun o întrebare. Ia spune. Dacă-ți leșinat... Cum îmi puni cătușile, mi-a dat și nici nu rulează să le ieși mii puni cătușile sau ceva, ia ziceți-mi și mie. Vreau să știu. Adică, păi, bă, are cineva dovadă video de aici? Asta vreau să știu. Bă, eu vă zic mai bine să părăsiți gașcă. Spargeți gașcă, mă omoară pe mă. Vreau să știu pentru ce am cătușile, puse aiurea. Da, pentru că ți-a zis să pleci, tu n-ai plecat de aia. Nu, am venit să văd ce s-a întâmplat, că străgeam în continuu. Da, omule, și eu ți-am zis, și eu ți-am zis să pleci de aici și tu nu plecai. De ce păi crezi că te-am luat? Păi m-am să văd, frate, n-am voie. Ce să vezi, omule, că să ieși foc armat aici, ce să vezi? Păi da, s-a terminat focul după aia. Când se termină cineva, fii atent dacă e un foc de armă. Omule, curiozitatea prea mult strică, nu știi vorba? Aia scoate încă tu, frate, de ce mi-ai pus iar? Nu, pentru că pe tine trebuie să te luăm la secție de... Da, să mai mai la secție, nu? După ce s-a făcut fierul, nu? Și 5, ai o dovadă video cu ce a făcut băiatul ăsta? Nu, nu am nicio dovadă video. Atunci scoate cătușele, atunci dacă așa scoate cătușele și spargeți gașca toți. Da, el ce să știe, frate? Acum să înțeleg că mă și jignești, mă faci și prost, sau cum? Te-am făcut prost eu și nu știu eu? Activ, făceam prost, ziceam direct. Dă tu cătușul jos, că asta nu înțelegi. Vrei să-ți desenezi, să zic în engleză, să-mi dai cătușele? Ia zi în gata, engleză, da, dă-i cătușele jos. Gata, băi, gata, nu vă mai certați. Așa, așa, hai. Dă-i cătușele jos și spargeți gașca odată, nu mai trageți. Admine, vin aici puțin. Admine, stai aici. Calmează-i pe bloț că trag în orice locație unde văd bă, nume. Bă, filmați și faceți sticlă. Păi, i-am avut. E unul cu o mașină, un Lamborghini galben, am mai zis la un admin, ne calcă, nu știu ce are cu noi, are cancer. Aveți că e a doua oară când ne dă revive. Nu, nu e filmare, că nu putem să... adică eu singur nu pot să filmez nici colegul. Că e păi atunci dacă nu aveți nicio dovadă, nu pot să vă ajut cu absolut nimic. Adică nu pot să-mi dai revive? Stai așa. Mori mort. Uite, e la 2099 ăla de dau, care... Îți dau revive și dacă mai întâmplă ceva, îl filmați. Da, e 2099 ăla de care zice. Cred că tot zici lumea. De el. Bine, ok, îl filmați și faceți o reclamă sau faceți un ticket. Hai, vă pup. Da, da, da. Salut. Pura mea că vă bag pe tot. Voi, salut, deci voi nu salut, vedeți salut, cum fac... Eu am chemat admin, o să-i știi. Deci, am intrat într-o mașină. Lasă-mă să vorbesc că... Cine am a făcut ticket? Mașină? În primul rând. Eu am făcut. Tu vorbești. Poșule. Am chemat... Am intrat într-o mașină din deșarătă, că mă uitam în spate, știi? Boss. Și ăștia o să iei pe mine iară cu pe ăsta și mai înainte de faza asta, să a fac pe ei, efectiv, nu știu, fac pe gen, efectiv intră în mine, cu viteze mari dacă te urmăresc, deci nu respect efectiv deloc. Și acum s-au adevărat că primul urmăreau și nu știam ce să fac, cum să chem adminul, că intrau în mine ca toți dacii nu erau poliția.
intrau în mine cu mașinile alea, am fail efectiv că i-am intrat acolo și ei, cum am intrat în ei din greșeală, au scos arma la mine, au țipat pe mine. Eu am fugit și am început să facă fail, să intre în mine și nu știam ce să fac și am luat-o pe ei pe munte, să chem adminul. Și m-au omorât până atunci, intră în mine de zici că... Păi am și o filmare, poți să o arăt? Bun, da, arată să se vadă cu minte în mine. Arată să se vadă cu minte în mine și eu încep să fie cu tine. Bun, haideți... De pe munte ai început. Așa e, de pe munte ai început. Faceți un pic, vă rog frumos, liniște. Care are filmare dintre voi? Eu. Da, dar vezi că acela ce pe din oraș și el zice că are filmare de aici. Păi, n-aveam OBS-ul pornit. Bun, ai filmare? Hai să vedem ce filmare ai. Hai pe suport. Haideți pe suport 3 toți, care sunteți aici. Eu n-am fum, n-am. Suport 3. Ok, ok. Așa. M-auzi? Da. Bun, arată și metru frumos filmare. Stai să-mi dau seama video. Eu am fost pasager tot timpul, dar... M-am lăs, pur și simplu am coborât din mașină. Hai să arăt the share screen. Așa. Deci de ce l-a legat pe băiatul ăsta în primul rând? Poftim? De ce l-a legat pe băiatul ăsta și din prima și tu și el sunteți sancționați că faceți haotic drive? Păi eu eram pasager, în primul rând, să-ți explic, eram la semafor cu două benzi, da? Da. Și el era încadrat pe la mijloc, era o mașină, un Ferrari, și dintr-o dată izbește I8-ul ăsta roșu, din plin. Și noi când am coborât din mașină, ai filmare cu treaba asta? Nu. Bun, ok, dă... Dar el e martor și... Nu. Și băiatul era la volan, nu băiat. Te cred, dar mi-a întrebat dovezi, nu poți sancționezi fără dovezi. Da. Ok, dă play. Oh, și aici m-am lăsat de roleplay, pur și simplu pentru că am văzut, deci, uite, și pe filmare, îți dau filmare cu sunet, să-ți auzi. Știi că toți sunteți sancționați în momentul de față și, în primul rând, că ăla l-a bușit pe ăla și n-a rulat, tu n-ai rulat, ați sărit pe munți cu mașinile, zici că erau monster truck-uri și nici alea erau ceva supranaturale. Eu n-am ce să fac, n-am condus, pentru că eu l-am văzut pe munte. Știu că nu poți în viața reală cu mașina să urci pe munte. Și nu poți să arăși. Cine crezi că s-a dus pe munte? Deci, da. Ia zi, ai două variante. Ori vă sancționez pe toți și vedem filmarea în continuare, ori spargeți gașca. Ori ce facem? Ori spargeți gașca și nu vă sancționez pe niciunul. Spargem gașca, asta e. Bine, aveți grijă data viitoare. Hai, te pup. Vă rog frumos să spargeți toți gașca de aici. A luat o decizie. Păi da, dar... Salut, ce s-a întâmplat? Am căzut prin hartă. Am pisit de căcat, conducea mașina și eu am murit. Că am sărit în loc să sară colegul. Gata. Mersi mult. Te pup, seară faină. Salut, ce s-a întâmplat? Uite, salut, faceți acum pe 8-ul de metru. Uite ce se întâmplă. Fac redemen în zonă publică, rol. Copiii ăștia, uite, admin ăsta în zonă publică mă înjunghe în pula mea. Bă, alu. Și tu ce-ai făcut mai devreme? El ne-a înjunghea pe noi, el ne-a înjunghea pe noi. 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 Bă, vă rog, să faceți. Eu n-am înjunghea nimic. Bă, treceți un pic din gură. Etichet? Cine a făcut etichetul? Ocolește colegul, că iau tot mie aici. Păi 115 mi-a fără mașina și m-a omorât. Admine, ți se rupe microfonul, admine. Cine a făcut etichetul? N-am filmare, dar eu, 62. Bă, uite, ia uite proștii. Admine, cu tine vorbesc, ți se rupe microfonul, viață buzi. Dă-mi revive. Dă-mi, frate. Dă-mi revive. Dă-mi revive. Dă-mi revive. Pula în gura. Păi, iau-l așa, dacă cași pe... Dă-mi revive aici. Ce idee avea ăsta, mă, din X6? Dacă-l cași pe ăsta, mi-e scăzau eu. Doar cum faci. Stai, scuze. Care a dat-o cu picioarele? Cu picioarele mine?
Care? Eu din greșeală, eu n-am dat, eram să dau, am dat în mașină. Coaie, uite cum îmi zânghe, coaie, ce feroplii face copilul ăsta, 1-1-4-3, coaie. Coaie, da cu pul el. Coaie, de picioare. N-am dat cu nimic, ia, sunteți nebuni. Așa. Așa, ai văzut, nu? Bine. Cum a dat? Nu. Coaie. Te rog, eu rezolvă cu ăștia, te rog. Așa, care mai e de aici? Care era Alexia asta? 2-1-1-5. Ce cu el? Scuze, n-am vrut, am pus să râd din greșeală. Care mai este vinovat de aici? 2-1-1-5. Ia zi, ce a făcut? Mi-a furat mașina, 1-1-5-5 mașina. Ăsta îl coboară. 1-1-5-5. Da, 1-4-5, eu vină încoace, coaie. Uite dracuia ta, coaie, că eu vinze unul acum așa. Bă, tu mă-mi pune acutând aici apă, mă. Coaie, 1-1-5-5, vezi că ne înjunghe în roleplay. Bă, da, fără asta ta, că mă mor aici. Am înțeles. A, nu ne-a chemat la tichetul ăsta, stai un pic, spune că nu ai. Ia mă încheri, spune că nu ai. Bă, ăsta, du-te la 2-1-1-5 și dăm TP. 1-1-5 avea. 2-1-1-5. Du-mă și pe mine la 2-1-1-5, pentru că și pe mine m-am... Uite, da, okay. Coaie, ce copii, coaie! În pula mea... Dă-mi vibe și mie. 2-0-80. Și lu... 2080. 1-6-5-5. Și lu 1-6-5-5. S-au Așa. M-auziți, mă? Da, dă-mi și mie, așa, mersi. Bun, vă aud. 304. Ești cu noclipul sau? Da, da, zi. Așa, bun. Explicați-i și mie, are vreun rând de filmare cu ce s-a întâmplat? Bă, gen, era tovarășul meu. La ce, la tichet? Salut, cine? Da, e tichet. Așa, păi da, bun, cine a făcut tichet? Filmare, 2-1-1-5, m-a omorât și mi-a, și, gen, mi-a luat și mașina, am și o... Aici, mi-a arătat tovarășul meu 2-0... Da, exact. Ăsta-i, da, ea. Da, asta de ce, da? De ce mâncare? Te rog frumos să stai pe loc, tu îmbrăcat în alb. Mai, stai puțin, deci vreau să știu cine a făcut tichetul și pentru... Eu, stai, eu am făcut prima dată, uite okay, care trage! Să dea cu sunet. Nu, mi-am luat de la mâncare, cred. E ăsta, e Ghost Gamer pe server și trolează. Așa. Bun. Te rog frumos să dai jos. Dați gelul 2-1-1-5 și... Stai un pic. Și lui că vorbim ori? Păi, pe ce motiv lui 2-1-1-5? Păi, m-a omorât și mi-a furat mașina, un pur și caie păi nu... Și ai filmare? Am caie un prieten care a văzut. 1-6-7, păi, te las pe tine, te desurc cu ei? Da. Bine. Am dacă nevoie fost de și să filmare, faci. Dacă... Da, du-te la el, mă, du-te la el. Domnul jandarm. Dacă nu lăsați așa lui... Mi-a furat mașina, nu mi-e cu ce mai merg. Păi ia-i garaj, te duci și scoți alta, nu-i problema. Ok, dă-mi și mie respawn. 2-0-1, da? Și mie 2-0-10. Admin, salut. Uite, vreau să cumpăr de la el locația, oricum că suntem colegi, mi-e frică să dea schemă, locația de hacker și dacă e ceva... Deci, vorbești un pic mai rar, te rog frumos, că n-am înțeles nimic, mai pierdut din prima. Ok, deci uite, eu sunt coleg. Vezi că nu te mai auzi. Stai așa, noi suntem colegi și vrem să fie aici că îi dau locația pe 100.000, locația de hacker. Locația de hacker și cam mi-e frică un pic, știi? Că oricum, că știu pe băiatul ăsta un pic scammer. Locația asta de ce e casa asta, gen? Locația asta e casa mafiei. Așa, dar... și tu ce vrei să-i dai? Locația. Casa de hacker. Gen, locația de hacker. Eu îi dau și pe 100.000. Așa. Și gen mi-e frică. Uite acum. Îmi dai mie, deci care trebuie să dea locație? Îți dau 100. Stai, îți dau eu 100 de mii acum. Dăm tu 100 de mii și tu dăm locația, 218. Ok. Da, sincer mai bine să stai așa, că mie nu se pare ok. Așa, băiatul mi-a dat. Hai că gata. Dăm locație. Hai mașină. Bă, stai pe locație. Bă. Trebuie să mă dai din mașină? Da, păi am nici 6 ăla, hai nici 6 să-ți spun checkpoint. Hai.
checkpoint. Gata. E bine, da? Și de acolo meu și jobul și mi-arată tot? Da, da, da. Cardurile de unde le... gen când le iau, de unde în le... În aceeași clădire. A, hai să... Și zi-mi așa. Gata, ai primit și bani. Gata. Ești frumos, salut. Salut, salut. Salut.